Dacă prezicerile celebrei Baba Vanga pentru anul 2024 se dovedesc a fi adevărate, atunci trebuie să fim pregătiți pentru un an intens. Vangelia Pandeva-Gușterova a devenit cunoscută pentru prezicerile sale, care s-au adeverit la fel de mult precum cele ale lui Nostradamus, potrivit celor care au studiat subiectul. Bătrâna a devenit extrem de cunoscută pentru acuratețea prezicerilor sale, fiind numită Nostradamus din Balcani. Dacă prezicerile celebrei Baba Vanga se vor adeveri, atunci acest an va fi unul pe care nu-l vom uita niciodată. Aceasta a prezis că în 2024 vom avea de înfruntat multe provocări, de la contactul cu extratereștrii până la o criză financiară. Potrivit profețiilor sale, este posibil să aflăm că nu suntem singurele ființe inteligente din univers. Clarvăzătoarea a spus că este foarte posibil să primim un mesaj din spațiu și să luăm contact cu o civilizație extraterestră. Baba Vanga a mai prezis și o criză financiară majoră în Europa în anul 2024. Din păcate, această afirmație nu mai este o surpriză, având în vedere problemele economice tot mai mari pe care le resimțim cu toții. Schimbările climatice vor continua să se intensifice, conform profețiilor celebrei bulgăroaice. Aceasta nu mai este o prezicere, ci o realitate pe care o trăim deja de ceva timp. Femeia ne-a avertizat că în 2024 schimbările climatice se vor intensifica, iar lumea se va confrunta cu mai multe dezastre naturale. În plus, prezicătoarea a mai spus că în acest an vor avea loc și conflicte politice și sociale semnificative. Este posibil ca tensiunile să se intensifice în diverse regiuni ale lumii, iar evenimentele politice să aibă un impact major asupra relațiilor internaționale. Este important să fim conștienți de aceste provocări și să căutăm soluții pentru a le gestiona în mod eficient. Născută în 1911 într-un mic sat din Bulgaria, Baba Vanga a trăit o viață modestă și a devenit cunoscută pentru abilitatea sa de a vedea în viitor. Deși era oarbă și analfabetă, puterea ei de a face preziceri precise și detaliate a atras atenția multor oameni din întreaga lume. Femeia a avut o serie de viziuni și vise care i-au permis să facă preziceri despre evenimente majore care urmau să se întâmple. De-a lungul vieții sale, aceasta a făcut numeroase profeții care s-au adeverit ulterior. Printre cele mai cunoscute preziceri îndeplinite ale acesteia se numără invazia trupelor pactului de la Varșovia în Praga în 1968. Ea a avut o viziune în care a observat nori negri adunându-se deasupra orașului și a avertizat că va izbucni un război. La doar 8 luni după această prezicere, trupele pactului de la Varșovia au invadat Cehoslovacia. De asemenea, ea a prezis moartea președintelui american Kennedy, cu 4 luni înainte de asasinarea acestuia. Bătrâna bulgăroică a făcut și o serie de preziceri politice importante, inclusiv schimbări majore în Rusia. Ea a spus că lideri importanți își vor pierde pozițiile și vor veni noi dictatori. Această prezicere s-a adeverit în momentul în care secretarul general al PCUS, Leonid Brejnev, a murit în 1982, iar Mihail Gorbaciov a preluat puterea și a inițiat perestroica, schimbând astfel cursul politicii ruse. Alte preziceri îndeplinite sunt scufundarea submarinului nuclear Kursk în 2000 și atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 asupra turnurilor gemene din New York și clădirii Pentagonului.